Mesaj stelar pentru suflete voluntare în corpul feminin, acum aici pe pământ, de 8 martie. Las prin corpul meu toate informații valoroase și adevărul divin să curgă și să ajungă la tine. Femeia, femeia creatoare, femeia care ești acum aici pe pământ, amintește-ți care este sufletul tău, cine este sufletul tău, de unde vii ca și suflet voluntar acum aici pe pământ. Amintește-ți de puterea ta infinită de creație, de acea putere creatoare care și sursa a creat tot universul, această planetă și toate entitățile, formele de viață, animalele, insectele, natura, plantele, aerul, apa, planeta noastră, pământ și toate entitățile și formele de viață care există în universul nostru și în o grămadă de alte universuri, planete, galaxii și dimensiunile care există și noi nu suntem conștienti de existența lor. Mai degrabă, mai bine să spun, Dumnezeu este feminin decât masculin. Puterea lui infinită de creație, de curaj, de creativitate este în tine. Corpul tău feminin și tu ca o femeie ești simbolul frumuseței. Tu ești senzualitate și tu ești acea entitate, acum aici pe pământ, care pui în mișcare energia masculină. Atunci când tu, ca o femeie, ești aliniat cu sinele tău superior. Asculți vocea ta interioară în loc să asculți ce spune mintea ta. Nu degeaba mintea este numit minte și ești aliniat tu cu tine. Și gândești, vorbești și acționezi bazat pe ceea ce simți. Tu poți să creezi și să ridici umanitatea. Atunci când în viața unui bărbat există o femeie care este aliniat ea cu ea, ascultă vocea ei interioară, a accesat puterile ei infinite de creație. Împreună creează minuni. Nimic nu poate să stea în calea lor și prin armonia și puterea lor infinită influențează pozitiv nu doar lumea aceasta, influențează și toate alte planete, galaxii, dimensiuni care există. Acesta este mesajul galactic care am primit de la sinele meu superior și am fost ghidat să împărtășesc cu tine. Ca să accesezi tu puterii tale infinite de iubire, de bucurie, de curaj, de acceptare, de acțiune aliniat. Doar îți reamintesc 6 lucruri extrem de importante și valoroase. Numărul 1. Tu ca și un suflet voluntar ai ales în perioada aceasta să vii pe pământ ca să cureți karma negativ din viețile tale trecute dacă ai mai fost reîncarnat pe pământ. Al doilea, misiunea ta ca și suflet voluntar pe pământ este să cureți karma negativ de pe linia ancestrală al părinților tăi. Al treilea lucru care este extrem de important și eu doar îți reamintesc este să ridici vibrația ta. De la curaj în sus, bazat pe tabelul conștiinței de la Dr. David Hawkins, se trește în stări de curaj, neutralitate, bunăvoință, acceptare, rațiune sau înțelepciune, iubire, bucurie, pace, binecuvântare și în starea de recunoștință. Recunoștință pentru fiecare clipă de prezența ta acum aici pe pământ. Următorul tău misiune este să experimentezi. Să experimentezi tot felul de stări, senzații și emoții. Să experimentezi tot felul de relații intime, personală, în societate, în locul tău de muncă și cu oameni. Să experimentezi tot felul de locuri, călătorii, să cunoști idei noi, concepții noi, culturi noi și asta ai ales ca și suflet voluntar să faci ca să evolueze sufletul tău, pentru familia ta galactică, pentru umanitate, pentru mama pământului, pentru acest univers și o grămadă de alte universuri. Al cincilea misiunea ta este să fii fericit. Starea de fericire bazată pe tabelul conștiinței este la nivelul 540. Atunci când tu ești autentică și fericită și bucuroasă și trăiești pur și simplu în starea de bucurie, în primul rând, influențezi pozitiv tu pe tine și apoi peste 3 milioane de oameni și entități în jurul tău. Și ca să poți să duci misiunea ta la un nivel ridicat de realizare și succes, ultimul lucru este ceea ce fac și eu personal și recomand din toată inima mea. Tu, corpul tău, viața ta, timpul tău, sufletul tău este cea mai importantă și valoroasă avere pe care ai acum aici pe pământ în această viață. Așa că este responsabilitatea ta să investești timp, să investești bani în dezvoltarea ta personală și spirituală. Să ridici vibrația ta cât mai sus posibil. În primul rând, bineînțeles, pentru binele tău. Tu să fii bucurie. Tu să fii în stare de acceptare. Tu să fii pace. Tu să fii iubire. Tu să strălucești de entuziasm și de a fi recunoscătoare că ești acum aici, în această viață, pe pământ, în acest corp. Și în momentul de față, singura cale pentru a ridica vibrația mea și vibrația ta este dezvoltare personală și spirituală. Ai investit timp și bani în mine, în corpul meu. Suflet infinit și luminos, plin de iubire și bunătate, în corpul feminin. Încă o dată la mulți ani de 8 martie, îți doresc tot timpul să fii fericită, sănătoasă, iubită, bogăție abundentă foarte ușor și lin să curgă spre tine și îți doresc toate visurile tale frumoase să se împlinească în cel mai rapid, perfect și magic mod posibil. Te binecuvântez cu lumină și iubire pură, direct de la sursă.